Uite, m-a pus tot piperul la el. Gură viață. Al dracu țigan nu parte nimic. Să stau să mă jure? De ce nu jură pe nimeni și mă jură doar pe mine? Și pe Shakira. Tot a pus. Doar e E protejat de fermierul șef. Putea să întreb, bă, vrea cineva piper? Nu vrea. Îl folosesc eu tot să mă gândesc. Asta era normal. A pus tot piperul la el. Ești tu Mă așa cu piper? Da, mă, ce p***a, aici totul se împarte în casa asta, dar nu pe toată lumea. Este prima oară când văd o ceartă pe piper. Uite, era un pic pe fund. Era fi un pic în p***a era. Uite cât am pus. Da, da. Tu mă-și cu sare, nu mă-și cu piper. Să-ți trăiască, am spus și cu ce se mănâncă acum. Am zis că tu... Mai taci p***a din gură. Vrea să mă lucreze la psihic și nu numai asta. De ce mă jignești? Când eu te respect, tu de ce mă jignești pe mine și mă faci în toate femeile zmărândescule? Nu ți-e rușine așa un pic, mă zmărândescule? Ai putea că dacă ține asta în brațe, poți să faci ce vrei. Dacă ar fi să compar sarcinile pe care le-a îndeplinit Smărândescu și ce a făcut Pastramă, este diferență de la cer la pământ. Stai un pic, de ce mă bagi și mine în discuția asta? Vrei să continui? Continui. Nu, de ce mă bagi și mine în discuția asta? Îl ții prea mult în brațe și nu-și face trebuie să-și refacă. Nu, nu am deloc în brațe, să știi. Pastramă a făcut foarte, foarte multe sarcini pe care nu ar fi trebuit să le aibă el. A făcut cumva pentru alții care nu făceau sarcinile. Iar Smărândescu a făcut ce? A pictat? Nu uita, Smărândescule, David cu Goliat. Ce s-a întâmplat? Cât ești tu de mare? Stai liniștit. Că dacă va fi duel, pe tine te iau și te trimit acasă.